Bun, deci în acest video voi crea o rigolă de acostament, am nevoie de ea la un proiect și, după cum știm, bineînțeles, în civil, ansamblurile din civil, subansamblurile sau cum se mai numesc ele, nu prea găsim ceea ce vrem noi, adică ca și rigole, ca și șanțuri. Am putea un pic să le prelucrăm, să le schimbăm dimensiunile, dar tot nu e ceea ce trebuie, ce ne trebuie nouă. Și din acest motiv voi face o rigolă de acostament, da? În subansamblu Composer pe care o voi folosi în următoarele proiecte, da? Deci o să deschid subansamblu Composer, deci asta ar fi rigola de acostament, bine, asta simplă, dar eu vreau să o fac mai complexă pentru ca să o pot folosi și ca și acostament consolidat, da? Deci trebuie să-i fac și banchetă interior, banchetă exterior, da? Adică să-i pot pune și, dacă este cazul, banchete. Asta este fără banchetă, da? Dar noi vom face în așa fel încât să putem pune și banchete. Deci deschidem subansamblul Composer, îi dăm Save și aici în folderul de subansamblu Composer unde avem noi toate subansamblurile, o să-i scriu rigolă de acostament. Rigolă acostament, nu mai scriu nicio versiune, o să fie rigolă de acostament simplă. Dacă vom avea nevoie de ceva mai complex, voi face altă versiune și dau altă denumire. Deci, din ce am văzut eu aici, este bine să lucrăm cu frecvențe, cu secvențe, da? Adică deschidem o secvență și în secvența asta adăugăm elementele, da? Pentru că, din punctul meu de vedere, este mai ușor să le adaug. Și aici putem să-i scriem ce putem să-i scriem. Eu o să scriu aici top, da? Adică top link. În secvența asta voi băga doar linkurile de top. Adăugăm primul punct. Deci primul punct pleacă din origine și va pleca cu pantă și offset, da? Adică bancheta de pe acostament. La acostament noi de obicei trebuie să-i dăm pantă. Lățimea acostamentului și panta, da? Și pentru asta noi să folosim slope and delta x, da? Adică minus 2,5 și 10, nu 10, dar 0,5. Dăm fit to screen. De ce n-a mers fit to screen? Da? Și a origine, da, pleacă din origine, add link from point numere. Hai să-i adăugăm și link din punctul 1 în punctul 1. Nu, din origine. Da? Nu merge. Ok, atunci punctul 1 facem în origine. Și nu-i dăm nimic. Delta X în delta Y. Pe asta o ștergem. Mai adăugăm un punct. Și asta o să fie punctul 2. Deci asta îi dăm slope în delta X minus 2, 0,5. Bun. Și la asta deja îi dăm. De ce nu pot să-i adaug aici? Link. Hai să-i băgăm așa, link. De la punctul 1 la punctul 2. Da. La linkul ăsta îi dăm cod top. Pentru că îl vom folosi pentru creare suprafață. După asta, da? Adică în Civil 3D, ca să creezi suprafețe, trebuie să definești un cod la linkurile după care vrei să se creeze suprafața, da? Asta fiind un link de suprafață, adică partea carosabilă de sus, noi trebuie să-i dăm un cod. După codul ăsta vom crea suprafețele. Bun, deci i-am dat, da? Și la P2 am zis că e minus 2,5, minus 4.
Bun, următorul punct. Următorul punct trebuie să plece din punctul 2, dar ce facem dacă punctul 2 nu există? Asta e întrebarea, da? Pentru că noi avem cazuri în care vom folosi banchetă și cazuri în care nu vom folosi banchetă. Deci el practic trebuie să plece din punctul 2, dar punctul 2 dacă nu există, ce se întâmplă? Hai să creăm parametru, de exemplu. Întâi creăm parametru L1, asta fiind bancheta, și P1, asta fiind panta 1. Panta 1. La L1 îi scriem 0,5 valoarea și scriem lățime 1. Și la P1 îi scriem aici slope sau grade. Nu, grade. Și îi scriem minus 4. Așa, și îi scriem pantă 1. Și acum modificăm valorile astea. Scriem pe 1. Și la delta x scriem L1. Da? Practic, valorile la slope și la delta x se le preia din parametrii creați. Da? Și aici noi dacă modificăm, punem 0, el se duce în punctul original. Important să rămână codul pe 2. Ia, 0. Pare să rămână. Minus 4. Minus 4. Și sau hai să lăsăm 0 să vedem dacă ne putem lega de punctul pe 2. Mai adăugăm un punct și punctul ăsta, da, deci de la banchetă pleacă în jos cu x și delta x și delta y. Asta ce înseamnă? De exemplu, pe delta x iar 0,5 și pe delta y minus 0,5. Și adaugă link. Dar de ce nu pot să adaug eu link-uri aici, înțeleg? Să se lege singur. Hai să-i băgăm link. De la P2 la de la P2, da, la P3. Da, asta este link-ul. Și dacă noi mergem acum și adăugăm lățime la L1, 0,5, s-a dus. Da, vedeți? Nu e bine, asta tot trebuie să duc încolo. Deci P3 a plecat în jos de la A, de la origine, nu de la origine, la P2. Așa, da. Și dacă îi schimb înapoi la L1, 0, s-a dus. Deci e bine. Deci este funcțional, ca să zic așa. Îi punem 0,5, o să mai testăm. Acum, la L2, iarăși, îi adăugăm codul. Da, codurile astea putem să le adăugăm și la final, nu e nicio problemă. Top. Top. Și la ăsta m-ar mai trebui, eu așa lucrez, trebuie să mai adaug dever. Ce înseamnă dever? Codul dever. Asta înseamnă că în secțiunile transversale caracteristice, linkul care are codul dever să-mi afișeze eticheta de pantă, da? Adică 2,5 pentru carosabil, da? Sau 5,5 dacă e în supralărgire, supraînălțare, nu supraînălțare. Și panta pe acostament, da? Deci este vorba de prezentarea stilului. Deci noi, ca să prezentăm transversalele, lungul, planul, avem nevoie de codurile astea. La link, la punct și la shape, da? Adică la suprafața secțiunii. Bun, deci aici rămâne top. Aici de obicei pot să folosesc codul pantă, da? Care ne dă panta taluzului, da? Adică 2 la 3, 1 la 1, da? Și pentru asta, în situații de genul, folosesc codul pantă. Deci aici pun virgulă, folosesc PANTA, panta, da? Deci aici avem dever și aici avem pantă. Bun, perfect. Mai departe. Deci mai adăugăm încă un punct. Și ăsta, în mod normal,
Pentru un șans trapezoidal ar trebui să-i dau și fund, dar asta este rigorul de acostament, nu este un șans trapezoidal. Aș putea să-l fac, dar nu, mai bine îl las așa, da, în cazul în care voi avea o lucrare, în care am și rigorul de acostament și șans trapezoidal, eu trebuie cumva să le diferențiez, da, și atunci la cantitate, da? Deci trebuie să aibă alt cod de suprafață, da? Când calculează cantitatea materialului, să nu-mi dea cantitatea însumată pentru același cod de material. Trebuie să aibă coduri diferite. Bun, deci următorul punct din P3 pleacă pe 4 și pleacă în sus, da? A, încă ceva, la P3 avem valorile respective, dar nu avem definite aici, ca și parametri, da? Ca să le pot modifica în cazul în care eu nu vreau să am 0,5 și 0,5, dar vreau să am 0,3 sau 0,4 sau 0,5, da? Adică să am valori parametrizați, să-i pot modifica. Și aici îi bag L2. Dar pentru Y o să-i bag H, da? Ceea ce înseamnă adâncimea șanțului. Și la L îi zic 0,5 și la H îi zic 0,5 și o să-i bag cu minus. Acesta vine lățime 2 și ăsta vine adâncime. Nu? Adâncime. Adâncime. Ok, și aici rămâne decât să le înlocuiesc. L2 și aici minus H. Da? Deci, practic, nu s-a modificat, nu s-a deplasat nicăieri, dar acum pot să le modific. Deci, aici, dacă vin și bag 0,3, s-a micșorat. 0,5. Mai departe, punctul 4. Ăsta la noi o să fie deci asta aș putea să-l fac tot cu H, da? Deci urcă cu H și cu lățimea L3, cum ar veni. Dar dacă eu am nevoie de lățimea L3 și H mai mare, aș putea face așa. Dar din experiență n-am avut așa situație, așa că o să-l las implicit cu înălțimea de H, da? Adică voi folosi aceeași valoare de la H, nu voi face H1. Și pe viitor, dacă voi avea o rigolă de acest gen, voi face o versiune, dar din experiența mea nu a fost cazul. Deci aici adăugăm parametru, avem L1, L2, L3, care va fi 0,5 și se va numi lățime 3. Și aici, bineînțeles, că îl înlocuim cu L3. Și aici H. A, pleacă din P3. Add link. Uite, vezi, aici merge să adaug link. În partea cealaltă n-a mers. A, merge. Păi atunci pe ăsta îl scot. Că nu am nevoie de el. A, n-am copiat codurile. Deci, stop. Virgulă, ăsta la noi e pantă. Copiez. A, nu, ăsta e punctul. Copii le bag aici, la link. Aici nu vreau nimic. A, nu, la P3 vreau. Aici fiind fund dușanțul, deci codurile astea noi putem să le... ele sunt puncte, de fapt. Codul P2, în momentul de față, nu are niciun cod. Da? Și eu nici nu o să-i pun. Deci pun acele coduri după care vreau să afișez proiectul meu în planul de situație, în lung, în transversale, da? Adică dacă vreau să mă leg de acest cod cumva, să-l etichetez, să-i fac stiluri de prezentare după acel cod. Eu punctul P2, dacă nu vreau să-mi apară în plan, nu-l personalizez, nu-i dau niciun cod. Dacă vreau
să-mi apar. A, de fapt, da, pe 2 vreau să-mi apară pentru că s-ar putea asta să fie ca și cod de acostament. În cazul în care folosesc, trebuie să fie margine cum ar veni acostament, da, bancheta respectivă, dacă există, asta ca și cum ar fi acostamentul, da? Deci codul ăsta pe 2 îl folosesc. Pe 3 iarăși îl folosesc pentru că va fi fundul șanțului, dacă vreau să-l reprezint pe lung. Dacă vreau să-l reprezint, nu știu, să-i dau o etichetă la fundul șanțului, tot îmi trebuie, da? Pe 4, nu. Bine, pot să-l reprezint doar dacă am nevoie, dacă nu, nu. Deci, codurile astea le definim doar dacă avem nevoie. Dacă nu avem nevoie, nu are rost, pentru că noi ne umplem secțiunea noastră sau proiectul nostru cu multe coduri care nu le folosim la nimic. Da? Și atunci nu văd de ce le-am folosit. Bineînțeles, pe viitor, dacă o să fie cazul să le folosim, le folosim. Deci ăsta ar fi codul punctului AC. Eu îl folosesc acostament, MD la margine drum și EG la intersecție proiect cu teren. Astea sunt codurile de bază. Și la fundul șanțului, încă nu i-am inventat un cod, îi zic fund șanț. Nu mi-a venit nimic ceva mai scurt. FS. Hai să-i bag FS. Ar fi bine codurile astea să le stabilesc, dar deocamdată lăsăm așa, vedem pe urmă. Sau hai să pun fund șanț, că am fund șanț și să nu mă complic deocamdată. Nici nu știu dacă e așa codul. Îl lăsăm așa. Ok, și la L3 iarăși îi punem la link, îi punem codul ăsta. Top și pantă. Top ca să creeze suprafața și pantă ca să-mi pună panta acestui link. Bun. Și a rămas ultimul element care este bancheta exterioară care pleacă din punctul P4 și pleacă la fel cu slope and delta X, da? Pentru că tot avem pantă la bancheta externă. Și aici deja putem să adăugăm parametru L3, L4 și P2. P2. Sau putem să-i scriem pantă in și pantă ex. Pantă interioară, pantă exterioară. La lățime aici o să-i bag 0,25 și la pantă 2, 4. 2, 2,5. Și aici ar trebui să-i bag 4, 2,5, pentru că e beton până la urmă. Minus 2,5. Aici 2,5, că pleacă în sus. Da? Și aici zicem lățime 4. Și la P2 zicem pantă 2. Și le folosim aici, la punctul P4. P4. Nu, asta un P5. P5. Avem P2 și L4. L4, ia să vedem. S-a dus undeva, s-a creat ceva, s-a creat, bineînțeles, slope and delta X. A, la panta aici trebuie să fie grade. Gata. Și o să văd dacă e în sus sau în jos. 10. E în sus, e bine. 2,5. Bun, și băgăm și link-ul, bineînțeles. La link-ul respectiv tot o să luăm pantă și top. Copiem pantă și top. La link. Și cam asta este cu partea de sus. Deci, codul ăsta tot aș putea să-l, dar deocamdată nu.
Adică noi putem să notăm toate codurile astea, dar în plan, când desenăm planul, sunt distanțele mult prea mici, da? Și nu sunt accentuate atât de mult liniile respective. Dar noi dacă lăsăm marginea acostament, fund șanț, da? Deci apare linia de acostament, de fapt linia margine drum, linia acostament și o linie pentru șanț. Dacă încărcăm cu multe linii șanțul, nu e citibil, nu e atât de citibil. Și aici, la fund șanț, la asta, la codul ăsta, ar fi bine să putem prezenta pe planul de situație și direcția de scurgere a apei. În Istram se putea face acest lucru și arăta foarte, foarte mișto. Adică pe planul de situație puteai să vezi unde se duce apa. Aici, în civil, nu există așa label sau așa stil de prezentare a unui cod cu săgeată de scurgere, da? Adică direcția de scurgere a apelor. Decât trebuie să extragi future line din coridor și la future line-ul respectiv să îi atribui un stil de prezentare care are săgeți, mă gândesc. Adică sunt niște pași în plus, adică dacă ai mai multe străzi, mai multe sectoare, trebuie să exporti future line-ul ăsta. Future line-ul ăsta trebuie să ai grijă să rămână dinamic, dacă tragi de lung să se modifice. Și e un pic mai complicat, dar cred că se poate să analizezi și varianta asta. Deci noi avem partea asta de sus creată și ce trebuie să facem în continuare? Trebuie să facem betonul. Betonul de 10 cm. De obicei, cam asta este valoarea. Noi putem să-l facem dinamic, să fie grosime mai de 10 cm, de 5 cm, de nu știu cât, dar din experiență sunt decât 10 cm. Nu știu dacă... De fapt, ce vreau să zic? Vreau să folosesc aici, există opțiunea asta offset geometrie, da? Dar offset geometrie asta are o mică problemă. Noi o să o folosim, dar există o problemă la el. Bun, aici zice offset distanță. Distanța de offset este de 10 cm, da? Și link offset. Deci trebuie să adăugăm linkurile. Unde te-ai dus, mă? Ce ai făcut? Adăugăm linkurile. Asta, asta. Ce ai făcut, mă, nene, mă? L1, L2, A, 01. Păi, ce 01 ce? Ia să vedem încă o dată. Deci avem L1, L4, L3, L5. L1, L3, L4, L5. Așa, 01. Și? De ce l-a făcut așa? În mod normal trebuie să-l fac așa offset, pac, pac, pac. Dar nu știu de ce nu-l face. Hai să ne întoarcem aici. Deci noi avem L1, P1, P2. Aici nu pot să-i dau link, pentru că pleacă din origine, probabil, și am făcut L1 ăsta. Mai departe pleacă L4. Nu vreau să fie L4, vreau să fie L2. După care L3 și după care L3, L5. Nu vreau să fie L5, vreau să fie L4. Ok. Bun, și la offset, ce s-a întâmplat aici? L1, L2, L3, L4. Teoretic trebuie să meargă așa, așa, așa și așa. Contează ordinea asta oare? Bun, hai să-l ștergem din nou și să facem altul.
Tergem pe ăsta, mai dăm o dată offset. Și aici la add link, ia îl 4, de ce începe el cu îl 4? 0,1. Nu. Hai să le bag manual, să vedem dacă o ia. Deci avem 0,1. Adăugăm link. Ăsta. A. Minus 0,1. Așa. Tfai, să nu. L2. L5. Nu înțeleg. Ce nu merge cu minus aici? 0,1. Ah, 0,1, da. Foarte ciudat. Ceva nu e bine, nu e bine deloc. Numere. Și asta e o problemă foarte mare, pentru că nu merge. Bun, deci o să ne oprim aici, o să mă gândesc ca să nu lungesc foarte mult și o să fie și probabil partea 2, o găsiți pe canal. Dacă nu merge varianta, eu vreau să folosesc varianta asta de offset, da? Pentru că la offset este mult mai simplu. E dat offset ce e. Dacă nu există posibilitatea să-i dai offset, este mult mai complicat să-i faci offset-urile astea, da? Pentru că punctele trebuie să-l faci din puncte. Deci hai că ăsta e simplu, l-ai dat în jos și e la 10 cm. Dar ca să-l identifici pe ăsta, trebuie să-i dai pantă și distanța, dar distanța care e? Că nu e 0,5. E mai mică. Și asta cu pantă, asta nu mai merge la 90 de grade, merge sub un unghi. Sub unghi de 90 de grade față de pe 2. Și ok, dai panta, dar până unde merge? Mai departe, la ăsta iarăși trebuie sub un unghi de 90 de grade să-i dai și punctul de intersecție pe ăla să-l iei. Deci trebuie să lucrezi cu puncte auxiliare. Deci e un pic mai complicat și durează foarte mult. De aceea o să fac și partea 2. Probabil că o să o găsiți pe canal. Dacă am adăugat-o deja. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și dați un like la acest video dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și la canal.